Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Suntem aici în centru Craiovei, după cum puteți vedea prefectura pe spate, patinoarul. E o oră de vârf în care copiii abia au ieșit de la școală și eu sunt la fel de la școală. Și o să facem un mic videoclip în care vom întreba copiii de vârsta noastră cum să ieși din friendzone. Hai să vedem ce găsim. Așa, știi? Hai, domnule cameraman. Se pare că avem o fată din Georgia aici. Hello, my name is Eddie. Nice to meet you, I'm Mariam. Mariam? Mariam, yes. Okay, you got a boyfriend? I met online. You meet him online? Yes. First day we had some conversation online. After this another day I understand that this is the person who I want to meet. How long it took to be in a relationship? 3 months. 3 months? What? He was neighbors, so we met online. You're hard to get, so you're friends with him? Yes. And how did he get out? First day I understand that I wanted to be with him, but... You wanted to test him? Yes, but I was waiting when he will understand. So he didn't get it? No, we were just friends, it was hard for me. Cred că o să fac un video și despre asta, cum să-ți dai seama că te faci o fată. One day I tell that I can't continue this and I will try to like be make some difference. So you are the one taking action? Yes. Oh, it sucks. Ai băgat vreun băiat în friendzone? Ce e ăla? Eu am băgat. Dacă un băiat te place foarte mult și ție nu-ți place de el. Da. Ai făcut asta, da? L-ai scos din friendzone după? Adică a început să-ți placă de el? Da. El ce-a făcut ca să se întâmple asta? Păi n-a mai vorbit cu mine, că mi-a zis că nici n-a să mi-a mai dat după. N-a mai vorbit cu tine și după a început să vorbești tu cu el? Da. Suntem aici cu prietena mea din liceu, prietenii mei din liceu, Ariana și Nicola, și ne-am întâlnit cu ei. Întâmplător, pentru că noi căutam pe altcineva, dar am zis să-i luăm și pe ei la întrebări. Nicola, se place foarte mult cu celălalt. După cum puteți vedea, de data asta am și microfon la mine. Să vă abonați la canalul meu. Teodora Ariana. Ai canal? Da, am 30 de abonați aproape. Teodora Ariana. Teodora Ariana, abonați-vă la canalul lui. Un record de băieți băgați în friendzone. Spune-ne despre asta mai mult. De ce bați băieți? Eddie. De ce ești așa? Trebuia să aștept și eu după Corina să-mi dea și mie apă. Are you thirsty? Tocmai am întâlnit un băiat care mă cunoaște de pe YouTube, m-a recunoscut. Cum te cheamă? Fernando. Fernando? Probabil mă știe, din pare, bine. Fernando, azi vorbim despre friends. Te doar inima deja, nu? A fost băgat vreodată în friends. Da. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Cum, ai reușit să ieși de acolo? Încă nu. When you're not really fine. Încă ești? Da. Mamă, asta îmi pare rău pentru tine, îmi pare rău pentru tine. Ce ai încercat ca să iei? Ai încercat ceva sau merge mai bine? Da. Și apropo-uri și... Da? Și ce ai făcut? Nu a mers. Adică încă suntem prieteni. Încă sunteți prieteni. De ce vrea să-i bași băieții în friendzone? Păi... Ce nu au? Ce ar trebui să aibă un băiat? Ca să nu-l bași tu în friendzone? Ce nu ar trebui să aibă? Da. Hai mă, Edi, stai o clipă că... Ai iubit? Dar pe mine nu mă duc așa. Ai iubit? Nu am. Poate puteți să faceți ceva să... Nu vezi. Zi-mi tu, ai băgat un băiat în freză până acum? Da. L-ai scos după? Nu. Nu? Mamă, așa de rea ești? Da. Aole, n-a fost destul de drăguț cu tine, n-a fost destul de... Exact. Da? Deci nu era chestia de fizic. Ai fost băgat în freză? Da. Da? Da. De ce crezi asta? Nu știu. Și eu am fost băgat. Păi găsesc numai bombe. Ce crezi? Nu sunt prestițios. Ai putea să... Schimbi ce înseamnă asta? Poate să te faci mai frumos, te duci la salon, să-ți faci părul. Ce, să schimbi frizura asta? Nu să... schimbi într-o persoană. Dacă e, te place așa cum ești. Bravo. Dar și eu am vrut să spun asta. De ce bag băieții în friendzone? Pentru că nu sunt pe placul meu. Să zicem că eu, un băiat normal, te plac foarte mult pe tine. Da? Și tu nu mă placi pentru că nimic. La fizic, la ce vrei tu, da? Și mă bagi în friendzone. Ce ar trebui să fac ca să ies? Păi nu cred că ai putea să ies. N-aș putea? Nu. No. De ce? Așa vreau să... Sunt persoana care, odată ce iau o decizie, nu dă înapoi. Am înțeles, deci e mai greu să ies. Da. Păi și ca să eviți, să intri, ce ar trebui să... Cam greu, păi nu știu că... Dar toate sunt eu nu mă uit tot timpul la
faci de caracter. Acum dacă ne potrivim și din punctul ăsta de vedere, după de ce aș da friends-ul? Ne întoarcem la asta, să ai un caracter frumos, da. Deci fizicul nu contează de loc. Contează și ăla. Bine, mersi, un like, te lasă de. Plănuiești să mai încerci ceva? Nu. Am renunțat, da. Bă, așa zic și eu, dacă nu te place, frate, n-ai ce să mai faci. Da. Bine, fetele, mersi mult, pa, pa. Te-a băgat în freză, vezi? Asta e, dacă te bagă, te-ți și gata, pa. Da, din păcate, în două zile de filmat, aceștia au fost toți oamenii cu care am reușit să vorbesc. Acum vreau să dau și eu răspunsul la această întrebare și am să vă spun următoarele. În ultimii 2 ani am învățat că nu poți să obligi oamenii să fie alături de tine dacă nu vor. Ce am înțeles eu din ce am vorbit cu oamenii de pe stradă este că odată ce ai intrat în friendzone, e puțin mai greu să ieși. Chestia este să leviți. Și cea mai bună metodă pentru a levita este să-ți transmiți clar sentimentele. Nu poți doar să stai acolo și să te aștepți ca persoana cu care vrei să fii să ghicească în stele că tu o placi. Trebuie să-i transmiți clar și ferm că o placi. Astfel îți va răspunde cu aceeași monedă sau te va respinge. Una din două. De asta eu nu mi-aduc aminte să fi fost în friendzone până acum, pentru că am fost clar cu sentimentele mele și atunci când am simțit ceva pentru o fată, i-am dat de înțeles chestia asta. Iar dacă ea n-a simțit la fel pentru mine, pur și simplu m-am îndepărtat. Nu să stau să-mi pierd timpul ca să o conving pe ea să mă placă. Pur și simplu nu sunt așa. Pentru unele persoane, din păcate, oricât de mult ai încerca, nu poți să le convingi logic ca să fie atrase de tine. Iar asta e perfect ok, sunt o grămadă de persoane, alte persoane care abia așteaptă să găsească pe cineva ca tine. Pe scurt, dacă îți place de o fată, dă-i de înțeles. Dacă răspunde pozitiv, continuă. Dacă răspunde negativ, la fel, continuă. Pe drumul tău. După părerea mea e simplu. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, nu uitați să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram. Eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uitați, pune o reușită, nu un rateu. Pa, pa!